Salutare, prieteni! Astăzi la un Clio 4 cu motor 1.5 DCI Euro 5 voi schimba kitul de distribuție. Deja am scos tamponul superior de la motor pentru a putea îndepărta puțin apărătoarea de la distribuție ca să verific cureaua. Astfel am decis să iau tot kitul de distribuție și să îl schimb. Am luat un kit de distribuție de la Daico, cu tot cu pompă de apă. Pe mașină, din fabrică, aflându-se tot Daico. Ok, mai departe va trebui să scotă roata și carenajul de la roată pentru a-mi face mai mult loc. Am demontat roata și carenajul de roată, astfel având acces la șurubul de jos de la pulie de la vibrochen și la întinzătorul de la cureaua de accesorii. Bineînțeles, mașina trebuie asigurată cu o capră. Am suspendat și motorul cu un alt cric, iar cu o cheie de 18 am desfăcut șurubul de la tamponul antibalans pentru a putea ridica și coborâ motorul cât am nevoie, atât cât am nevoie. Bineînțeles că am deconectat și bateria. Mai departe voi demonta cureaua de accesorii și apărătorile de la cureaua de distribuție. Pentru a putea scoate capacul superior, avem în partea din spate o clemă, în partea dinspre față două cleme, iar cu un torx de 30 avem un clips în partea inferioară. Acum am acces la suportul de motor, partea fixă care vine prinsă pe motor. Acesta este prins cu niște șuruburi cu cap de 10, le voi desface imediat. După cum puteți vedea, vechea curea deja avea ceva deformări. Aceasta de aici nu este normală. Voi scoate acum acest suport și cureaua de accesorii. Pentru a putea avea mai mult loc, am deconectat conducta care alimentează cu motorină, iar acestea două le-am tras puțin mai spre motor pentru repede pentru a avea mai mult loc. Cu o cheie inelară de 16 voi acționa întinzătorul de la cureaua de accesorii în fața mașinii. Astfel voi putea să scot cureaua. Cureaua de accesori. Cu o cheie de 10 am desfăcut șuruburile de la acest suport. Sunt 4 la număr. Astfel, suportul iese afară. Voi pune șuruburile pe suport ca să nu încurc. Așa, acum am acces și la întinzător. După cum puteți vedea, era cam departe de semnul normal. Acum voi desface șurubul de jos de la folie cu un pistol de impact.
Acest șurub vine desfăcut cu o cheie de 18. Ok, se pare că a mers desfăcut. După ce scot folia, îl voi monta înapoi cu o șaibă. Pentru a putea, pentru a putea roti motorul și a-l pune la punct, la semne. Bineînțeles, pentru acest lucru mă voi folosi de aceste cale de deblocare. Aceasta va bloca vibrochenul și aceasta va bloca folia de la axa cu came. Ok. Acum urmează o parte destul de dificilă pentru a putea monta blocatorul de la vibrochen, care se află situat undeva în această zonă sub electromotor. Deci practic între cutie și motor, pe motor înspre cutie, sub electromotor. Nu știu dacă vă pot arăta, undeva în zona aceea un contra Torx de E14, acesta voi scoate șurubul care îmi astupă gaura pentru acest blocator. Să văd cum voi putea face acest lucru. Spațiul este destul de îngust. Cumva am acces și pe deasupra, dar foarte limitat, și la fel de limitat și pe dedesubt. Pentru a avea acces la acel șurub, a trebuit să desfac această conductă de admisie aer, cât și această țeavă care vine la intercooler. Aceasta venea fix în dreptul șurubului, neputând astfel desface acel șurub. Cu acestea două desfăcute, după cum puteți vedea, cheia deja este băgată pe șurub. Pot scoate foarte ușor acel șurub. Acesta este și șurubul. Acum voi pune distribuția la punct. Am să montez acum calele de blocare a distribuției. Voi începe cu cea de jos, de la vibrochen. Deși acum am loc, tot este o poziție dificilă. Am reușit să pun cele două blocatoare ale distribuției. După cum vedeți, mi-a venit la semne, am tras eu niște semne pe curea cu un marker. Am cala de sus, de la axa cu came. Am cele două puncte de pe folia de la axa cu came și folia de la pompa de înalte, de motorină. Iar jos am
am punctul de la pinionul vibrochenului. Acum voi desface întinzătorul și voi scoate cureaua. Dar mai întâi voi desface și acest capac inferior care acoperă cureaua de distribuție. Ok, cu o cheie de 13 voi slăbi întinzătorul. Este strâns destul de tare. Se pare că trebuie să iau o cheie cu un crichet. Ok, să încercăm și așa. Nu prea este loc pentru crichet. Este în regulă, așa a mers. Trebuie să cumva să scot și cheia. Da, am reușit să scot. Deci întinzătorul este slăbit. Acum voi detensiona cureaua și o voi scoate afară. Partea de sus a ieșit. Mai avem partea de jos. Ok. Și aceasta este cureaua mea veche. Pare că este cea originală a mașinii, avea niște crăpături foarte accentuate, după cum se vede. Ok, mergem mai departe. Acum voi desface întinzătorul și apărătoarea interioară a distribuției pentru a putea scoate pompa de apă. Acesta este întinzătorul vechi. Rola mai mergea, are puțin zgomot, dar nu foarte pronunțat. Mai departe, cu o cheie de 8, voi scoate apărătoarea din spatele curelei de distribuție. Am reușit să scot și acest capac. Acesta vine prins cu două
șuruburi de 8 în partea inferioară cu cap de 8, iar un șurub în partea superioară. Mai vine un cablu cu o clemă prins de el. Este destul de greu această apărătoare din cauza poziției incomode. Acum, la fel cu o cheie de 8, voi desface șurubele de la pompa de apă și o voi scoate afară. Acum, folosindu-mă de aceeași cheie de 8, voi desface șurubele de la pompa de apă, după care o voi scoate afară. Aceasta este pompa. Acum voi curăța puțin aici, după care voi începe să montez înapoi piesele noi. Am curățat pe aici, am curățat locașul unde vine montată pompa de apă, am suflat și cu aer. Acum, bineînțeles, voi monta noua pompă de apă cu noua garnitură. Am pus noua pompă de apă, doar am băgat 4 șuruburi, fără a le strânge prea tare, doar le-am apropiat puțin cu mâna. Pe cel de-al 5-lea am pus puțin mastic pentru a izola mai bine de apă, să nu curgă apă. Le voi strânge puțin cu acest crichet, după care cu cheia dinamometrică voi strânge la un cuplu de 11 Nm. Iar acum cu cheia dinamometrică setată pe 11 Nm voi face strângerea finală. Primul. Al doilea. Treilea. Al patrulea. Și cel de-al 5-lea. Ok, pompa de apă este montată. Acum voi monta înapoi apărătoarea din spatele curelei, după care voi monta rola întinzătoare. Am reușit să pun acest capac, iar cele 3 șuruburi le voi strânge tot la un cuplu de 11 Nm. Primul șurub.
și al doilea mai trebuie să mai ridic mașina puțin. Avem aici noua rolă de la întinzătorul cu relei. Ea are o poziție în care intră, nu o puteți pune altfel. Doar voi apropia șurubul. Urmând după ce montez cureaua, să o strâng. Deci aceasta este poziția noii role. După cum vedeți, are un pin care intră în acest locaj. Întinderea curelei se face cu un imbus invers a celor de ceasornic. Ok, acum voi monta noua curea. Ok, aceasta este noua curea. Avem aici semnele de sus, de la pompa de înaltă și de la axa cu came. Și mai avem semnul de la pinionul de jos, acesta este. Bineînțeles, avem sensul de rotație al motorului. Voi începe cu partea de jos, de la pinion, pinionul vibrochianului. Să iau și lanternuța. Acum, după cum vedeți, avem semnul care trebuie să intre pe marcajul pinionului. Ok, a intrat. Ca să fiu sigur că nu iese, am să-l blochez cu o pană de plastic. Sper să o și găsesc. Acum voi urca în sus pe pompa de apă, după care voi fixa pe pinionul de la pompa de motorină, se vede că este la semn, sper să și rămână. Ok, acum voi pune și pe axa pe pinionul de la axa cu came și aceasta este la semn. Va trebui să slăbesc puțin întinzătorul cu acel imbus, cu acest imbus. Avem aici semnul de la axa cu came, semnul de la pompă. Bineînțeles și semnul de jos. Voi scoate această pană, nu mai este nevoie de ea. Ok. Acum pentru a face un
reglaj corect, voi slăbi aceste trei șuruburi cu o cheie de 8. Deci acestea sunt slabe. Acum voi putea efectua reglajul curelei de distribuție. Ok, folosindu-mă de acest imbus, voi roti invers acelor de ceasornic. Și cu o cheie de 13 voi strânge cât de cât șurubul de la întinzător. Ok, pare în regulă. Cu întinzătorul pus la semn, voi strânge șurubul de la întinzător la un cuplu de 27 Nm, iar cele trei șuruburi de la rola axei cu came le voi strânge la un cuplu de 14 Nm. Ok, deci 14 Nm și 27 Nm. Acum voi scoate calele de la distribuție, deci cea de sus de la axa cu came și cea de jos de la arborele cotit, care blochează arborele cotit, și voi învârti motorul de câteva ori să văd dacă rămâne la semne și dacă totul este în regulă. Avem prima oară, voi scoate. Cala de la axa cu came, urmată de cea de la arborele cotit. Trebuie să-mi și aduc aminte pe unde se află, da? Aceasta. Deocamdată le punem deoparte. Acum voi învârti
motorul de câteva ori să văd că totul este în regulă. Ok, prieteni, am învârtit motorul de câteva ori. Am montat din nou calele și totul este cum trebuie. Am toate semnele unde trebuie. Voi scoate calele, voi monta înapoi șurubul în locul calei de la vibrochen, de la arborele cotit. Pe el voi pune puțină pastă de silicon ca să nu curgă ulei. După care voi monta capacul inferior, suportul de motor și așa mai departe. Am montat înapoi țeava de la intercooler. Acum voi monta suportul de motor, dar va trebui să ridic puțin motorul în sus. Pentru a avea loc. Ok. Avem cele patru șuruburi cu cap de 10. Ok, acum voi monta capacul superior. Ok, mai avem un clips la acest capac, să vedem dacă îl și nimeresc, vine băgat aici. Acum voi monta folia de la cureaua de accesorii. Aceasta nu aveți cum să o puneți greșit, voi folosi un nou șurub. Acesta se va strânge la 120 de Nm plus 90-95 de grade. Acum voi monta cureaua de accesorii, după care voi pune șurubul la tamponul antibalans, urmat de suportul de motor. Am montat cureaua de accesorii și tamponul inferior de motor, antibalans. A mai rămas să montez tamponul superior de motor, să conectez bateria, câteva mufe și voi face prima probă. Am terminat de pus toate conductele, mufele, suportul de motor este strâns. Voi conecta și bateria. Ok, bateria este conectată. A venit timpul
Să facem și prima probă. Mașina este gata, distribuția a fost schimbată, s-a reînnoit și lichidul de răcire. Acestea sunt piesele vechi ce le-am schimbat. Am făcut și o probă și totul este în regulă. Asta a fost tot.